Victima și criminalul de la secția de psihiatrie a spitalului din Slatina au fost conduși pe ultimul drum separați de rude, fiecare în comuna în care s-a născut. Asta în ciuda faptului că avea o relație de 8 ani. O relație despre care apropiații și colegii susțin că a fost una tensionată. Cu toate acestea, când au fost văzuți ultima dată, nimic nu a dat de înțeles ce avea să urmeze. Orbit de gelozie și dorință de răzbunare, bărbatul și-a măcelărit iubita, pe care o bănuia că este infidelă. El a fost condus ieri pe ultimul drum în comuna Brebeni de o mamă bătrână și zeci de localnici. Să vedeți aici câtă lume este în curte, câtă lume îl iubește, câtă lume l-a iubit, ce fel de om a fost, liniștit, potolit, manierat, civilizat. Sincer, ce să vă zic? Toți au rămas fără cuvinte. Tot ieri, dar în localitatea Vitomirești, a fost înmormântată de fostul soț și iubita criminalului de la spital. Asistenta măcelărită de iubitul, de care dorea să se despartă din cauza violenței sale, dar nu a mai apucat. Bărbatul a măcelărit-o pur și simplu în cabinetul de tratament al secției în care lucrau de peste 15 ani. Toată lumea a ajutat-o, era foarte serviabilă. Când se ducea cineva la ea, seria pe toată lumea. Ceva de groază, ne pare rău, de nu mai putem, ca și când e tata noastră. O fată cu minte era, o fată cu minte era. Nu se merita așa ceva. O fată deosebită, o fată frumoasă. O fată necășită într-un fel, despărțită de soț. Sâmbătă noaptea, asistenta Ramona Cosmescu, de 46 de ani, de la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, a fost ucisă de un coleg infirmier, care ulterior s-a sinucis. Gheorghe Ghencea, cu 10 ani mai în vârstă, îi fusese iubit timp de 8 ani. El a lăsat în urmă un bilet de adio prin care a explicat de ce a recurs la acest gest.